Și bine v-am găsit la un nou Let's Play Clementin 2 Ro din doi rocuri de luz. Da, suntem pe rocuri de luz din nou. Again, later, și de data asta vă voi învăța. Dacă vorbim cu scuprecii meu Radu Boss, cu cât ai bufânul ăla plus 9 go, praf, 29 capa capa, că ne cunoaștem. Așa, deci, în acest let's play vă voi arăta drumul spre V4. Deoarece mulți dintre voi nici acum nu cunosc drumul spre V4 și am zis, bă, hai să vă vin în ajutor. Tata vostru Nelson vă arată, e tata Nelson și vă duc în V4 frumos. După mult timp vă arătăm cum se ajunge în V4. Dar dacă tot vă arăt cum să ajunge V4, și eu am o rugăminte la voi, și anume să-mi ziceți ceva soluții de curățat ecranul și cârpe, sau de unde aș putea cumpăra, comandată pe internet sau la voi în oraș, unde ați găsit, la Imag, Media Galaxy, la Flanco, unde ați găsit și cam la ce preț și dacă sunt bune. Vă mulțumesc anticipat. Așa, pentru LCD-uri, televizoare, telefoane, pentru astea vreau să curăț ecranele. Prenche, pete, amprente și de-alea. Chiar aș vrea, vă mulțumesc. Na, bun, deci drumul nostru continuă, trecem foarte multe poduri. Anume, deci noi pornim de aici și noi trebuie să ajungem aici. Și, din păcate, nu am făcut pod de aici. Și trebuie să mergeți așa, pe harta. Așa. Treci pe aici și merg așa. Ba, am pietre sângerate, da, mai am 20, să le aduc pe jos și să le coje repede, repede. Noi să bem una cât de suc, cât de cât, Pepsi Twist Lemon la 2 jumate, că nu mai am băut de mult. Da, știu, n-am mai băut de mult. N-am băut mult Pepsi, că am înțeleg de ce. Da, foarte frumos, Gorna, face fain. Ai, da, bună-i, bă. Hai să vedem ce au zis prietenul nostru Radu. Dar e prea scumpă în până ma. Păi tu ai poten p o t e n c i a l f i n a n c a r p o t e n c i a l f i n a n c a r. Da, tu ai potențial financiar, tu îți permiți, ai 4 P-uri. Degetul n-a citit astăzi. Bă, dar chiar nu prea mai găsi cărți de deget. N-a scumpă. Da, și pun toate cărțile la oaltă până atunci, ca să mi le transfer pe șamanc așa, pac, 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 rapid. Deci asta înseamnă să fii multifuncțional, ca să mergi, să nici nu te uiți la drum, doar din, deci, cu mâna stângă, pe WASD alea, și să știi drumul din cap și tu să te uiți doar la inventar. Deci asta înseamnă să ai atenție distributivă. Adică în mai multe părți, chiar în, da, deci, pui mei că eu am foarte multe idei de filmat și prostii de astea, dar chiar nu am timp să le fac pe toate, să le filmez și să le pun în practică, în pui mei, nu, asta e, îmi pare rău. Știu că ați vrea să fiu mai activ pe YouTube, dar chiar nu am timp, nu. Asta e. Dacă nu am timp, nu am timp. Așa, și încet, încet, se apropie sezonul. Adică hai să nu zic, că nu vă mai tăbolnesc atâta. Așa, mai sunt 3 zile din eventul ăsta.
Până am strâns 64 de cufere ale triumfului. Sunt curios câte cufere aveți și voi. Chiar sunt curios. E curiozitatea cum iese de mine. Așa este curiozitatea de mine. Da. Și acum hai să vedem. Hai de poze să îl arați. Acum merg V4 și filmez. Zi ceva la cameră că te vede o țară în TREAGĂ. Bine, n-am diacritice, dar să înțelege amul de la sine. Adică eu sper că se înțelege de la sine, dacă nu, nu. Așa, și poate v-ați săturat să te vedeți curul calului și acum hai să vedem curul iepii. Iepii! Vacă. Asta e cal, nu-i vacă. Dar vreau să întreb staful când să bagă vacă pe metin. Eu o să fiu primul care o să o cumpăr, abia aștept să o călăresc frumos. Și a fost la Boga, a fost frumos. La Boga e fain! Da, dacă nu l-ați văzut, să vă uitați, Irticu Mare la Boga, chiar mi-a plăcut foarte mult. Munți, aer curat, super, apă, tot, chiar. Natura e fain, mânai, chiar îmi place natura. Chiar este frumos, sincer, da? Na, nu. Na, bun, deci cam asta ar fi drumul spre V4, sper că l-ați reținut. Și asta e, numai cum se poate.